La aproape o săptămână de când un student a murit sub poarta de intrare în Timișoara, în timpul furtunii, un consilier local lansează înaintea anchetatorilor o ipoteză controversată. Un acoperiș luat de vânt ar fi lovit structura de beton a porții și a pus-o la pământ. Consilierul a fotografiat bucăți din acoperișul unei clădiri pe care le-a găsit la locul unde a fost ucis studentul de 24 de ani. Ipoteza lui a provocat dezbatere pe internet. Sunt locuitori ai orașului care spun că primăria vrea să scape de răspundere.